Întrebări și răspunsuri. Întrebare. Cum renunțăm sau măcar cum putem să ne ajutăm pe noi înșine să nu ne mai comparăm viața cu altora? Cum putem să ne bucurăm cu adevărat de succesul semenilor noștri? Mă bucur când prietenii au succes în ceva și ce și-au propus, dar totodată succesul lor nu mă face decât să-mi aduc aminte de cât de departe sunt de a reuși și eu. Vă dau un exemplu. O prietenă foarte bună își cumpără o casă, iar eu nu mai că îmi doresc și eu una, poate chiar dinaintea ei, dar sunt plină de împrumuturi, făcute pentru a ajuta pe cineva care la rândul său nu a reușit și uite așa, împrumuturile au rămas pe umerii mei. Țin să menționez că nu-mi doresc un palat, ci doar un loc unde să pot oferi stabilitate copilului meu. Răspuns din partea lui Marius. Înțelegând că noi suntem cu atât mai fericiți cu cât îi facem pe ceilalți mai fericiți. Deci, dăruirea noastră și restrângerea de sine trebuie să fie mai mare decât satisfacerea simțurilor. Că noi nu primim pentru că nu dăruim destulă iubire, grijă, atenție, susținere, cuvinte de binevoire, aprecieri. Nu facem destul sacrificiu pentru ceilalți. Când faci tot ce ca ei să fie fericiți, vei fi și tu. Când vei fi destul de desprins încât pierderea să nu te afecteze. Nu este vorba despre cei dragi, ei nu se pun la socoteală, pentru că primim din ceea ce dăm. Cu cât dăm mai mult, cu atât mai multe bucurii primim. Noi nu avem destulă energie divină, miraculoasă, din care să se facă simțite favorabile, din care să se facă situațiile favorabile. Și ea se obține prin restrângerea trupului pe toate direcțiile de atașament și prin dăruire de sine, fără așteptări și fără răsplată, degeaba și fără motiv. Apoi, noi mai pierdem energie prin judecată, acuzații, critici, supărări. Deci, se îndepărtează realizarea viselor. Pierdem energie și prin faptul că dorim intens ceva. Nu așa îți pui dorința și o lași, o uiți și nu te mai gândești niciodată la ea. Că un vis nu se realizează pentru că noi ne-am atașat de acel lucru. Și de aceea suntem pus să ne străduim, ca prin sacrificiu de sine să primim energie. Uitați ce vă doriți și să nu vă preocupe dorința aceasta. Noi nu posesiile lumii trebuie să le vrem, ci detașarea desăvârșită, care este prezența lui Dumnezeu. Numai prezența sa ne va aduce tot ce visăm fără măcar să ne străduim. Noi pe Dumnezeu să-L căutăm întâi, care este lepădarea de sine. Și apoi, orice dorești, ți se va da în dar. Dar nu când vrei tu, ci când nu te mai interesează a avea sau a câștiga. Desprinderea să o obținem întâi și apoi, când Domnul este cu noi, primim orice vrem. Prezența Lui îți aduce împlinirea visului. Aici este buba. Noi luăm mai mult decât dăm și nu mai avem energie divină în care se fac toate situațiile de viață. Când luăm, pierdem energie, dar când dăm, o câștigăm. Totul este pe dos decât gândim noi. Tot secretul este să ne mulțumim cu puțin și atunci când suntem destul de desprinși de lumesc și uman, Dumnezeu ne va da tot ce avem nevoie. Nu poate să ne dea decât voia noastră, adică supărarea că nu avem ceva sau invidia pe ceilalți sunt prea mari. Aceasta arată atașament de viață și nu primește tot ce vrea decât cel desprins de viață, cel pentru care a avea sau a nu avea îi este indiferent. Indiferent. Bani nu poate avea decât cel care nu este interesat de ei, de a câștiga, de a avea. Cei care au mulți bani sunt foarte modești și chiar dacă au un castel, stau în cămăruța menajerei. Acolo unde este voia ta, acolo este și adversarul care te va opri să-ți împlinească visurile.
Renunță la eu, mai important, și vei primi orice vrei. Când puneți întrebarea eu de ce nu am, este un eu acolo care blochează împlinirea. Nu vă mai întrebați și cu cât uitați mai repede această dorință, cu atât mai repede ea se va împlini. Dacă este o necesitate și dacă aveți puterea să vă atașați. Dar dacă vă lipsiți ușor de toate, veți fi oprită să aveți ce vă doriți. Detașarea de toate trebuie să o obțineți întâi pentru că orice atașament este în fundal unul, același atașament. Adică vă atașați, să zicem, de fumat și nu primiți casă. Orice atașament de plăcerile simțurilor blochează împlinirea, pentru că înseamnă eu mai presus de toate. Și unde este eu, nu este Dumnezeu. Deci, nu are cine să vă împlinească visurile. Noi pe Domnul trebuie să-L avem în suflet întâi și apoi El ne dă tot ce avem nevoie, fără măcar să cerem. Nu este frumos așa? De ce nu-L vrem pe El în primul rând și nu lumea? În momentul în care te va afecta că nu ai ceva, vei avea tot ce vrei fără măcar să ceri. Eul trebuie să-L lași în toate. Mai mult să-L lași de la tine, să nu lupți și să nu te aperi. Lipsa egoului aduce minunea în viața noastră. Fără lepădarea de sine desăvârșită nu se obține nimic. Dar până nu-L punem pe El pe primul plan, nimic nu realizăm decât prin chin și nici atunci nu suntem siguri că ceva rămâne la noi. Întrebare. Când nu ești sigură ce vrei de la viață, cum îmi găsesc calea spre binele cel mai înalt al meu și al întregii creații? Mulțumesc cu multă iubire și recunoștință. Răspuns. Marius. Orice cale alegem e bună. Dacă alegem să ne opunem iubirii, vom fi îngenunchiați cu forța. Dar tot acolo ajungem. Când înțelegem că orice se întâmplă este bine așa cum este și vine din noi, dar Divinul ni le întoarce în oglindă amplificat, atunci nu mai avem ce zice. Eliberarea este de condamnare și învinuire. Dacă nu mai avem niciun rău sau vinovați în lume, atunci apare o stare de ușurare și libertate de nedescris. Acesta este raiul, când nu te superi când ești înjosit, pentru că energia care s-ar fi pierdut ca să lupți sau să te aperi se întoarce și deschide cerul. Și așa te încarci cu viață. Deci, te folosești de situațiile neplăcute și prin acceptare te înalți. Nu urci decât prin acceptare. Întrebare. Cât și cum să lupți pentru un om veșnic nemulțumit? Până când să vii cu argumente că viața e frumoasă, că Dumnezeu este în tot și în toate și nici o zi nu se numește pierdută, ci câștigată, că fiecare zi are îngrijorarea și splendoarea ei, că fiecare zi e o lecție și o binecuvântare. De multe ori îmi vine să-i zic, fie ca tine, dar o iau mereu de la capăt, chiar și când cred că nu mai pot. De unde vine nemulțumirea? Din orgoliu? Mândrie? Sete de putere? Și repet mereu, ce are un milion, că are un milion de motive să fie mulțumit, chiar fericit. E păcat să abandonez suportul meu? Ceea ce nu reușesc să înțeleg este... Are nevoie de suportul meu sau îi place de fapt să fie veșnic nemulțumit? Răspuns. Marius. Până la infinit. Când hotărârea dumneavoastră este fermă, de-abia atunci începe schimbarea vieții dumneavoastră și a celorlalți. Când iubiți orice ar fi, îi alimentați cu energie și se restaurează viața lor și a dumneavoastră. Nouă, ne lipsește această hotărâre definitivă și continuă. Că dacă am face așa, atunci toate problemele se vor rezolva cu siguranță. Nu se rezolvă pentru că noi nu suntem constanți. Nu iubim oamenii, oricum ar fi ei, ci condițional. Deci noi trebuie să le acordăm circumstanțe atenuante la infinit. Făcând astfel noi, ne comportăm ca o ființă divină. Și asta este rezolvarea la orice neplăcere.
Nu vă dați bătută, chiar dacă celălalt nu are dreptate. Dați-i dreptate. Știți cum îl atingeți pe Dumnezeu? Când nu vă mai interesează persoana noastră, atunci vă uniți cu Divinul care este celălalt. Nemulțumirea celuilalt este neiubirea noastră. Ne schimbăm noi, se schimbă și el. Lumea doar ne reflectă. Nemulțumirea celuilalt este din noi. Oprim nemulțumirea noastră și condamnarea, critica și învinuirea celuilalt și se oprește el să mai fie nemulțumit. Dar trebuie să ne oprim definitiv. Depinde cât de hotărât suntem noi. El este așa pentru că noi suntem așa. Nu se oprește pentru că nu facem asta continuu. Cu cât suntem mai hotărâți și numai așa ne purtăm, cu atât mai repede se schimbă ceilalți. Pentru că este o problemă de a ține poarta cerului deschisă ca să coboare energia iubirii. Cu cât mai mult iubim și nu luăm seama la căderile lui și nu așteptăm nimic de la el, cu atât mai repede se vindecă relația noastră. Nu așteptați nimic, dăruiți fără condiții și fără motiv orice ar fi. Când hotărârea asta va fi fermă și fără întoarcere, apare vindecarea lumii noastre. Când vă schimbați în interior, se schimbă și exteriorul. Nu este niciodată problema la ei, ci numai la noi, pentru că ce vine din față este din noi. Ne schimbăm noi, se schimbă și ei. Dacă ei continuă să fie nemulțumiți, ei vorbesc despre noi. Înseamnă că acel lucru se manifestă întâi la noi. Îl rezolvăm în interiorul nostru și atunci exteriorul va lua forma lui în mod firesc. Nu oamenii trebuie vindecați, ci sufletul nostru. În afară vedem cum suntem noi în adânc. Trebuie rezolvat la noi ce nu ne place la ei. Ei vorbesc numai despre noi. Oriunde mergem, ne întâlnim cu noi în față. Spre exemplu, dorința noastră este nemulțumirea care ne vine din față prin oameni. Dacă noi nu mai vrem nimic de la ei, nu au ce să mai micșoreze la noi. Mereu trebuie să fim atenți, să fim în zero, adică să nu împingem și să nu tragem. Întrebare. De ce toți alegem diavolul? Cum să cred în ceva ce nu văd, nu simt, nu miros? Cum să cred că mai este și altceva în afară de viața asta? Dacă nu mai este nimic și e doar o percepție personală a fiecăruia, ce fac oamenii sărmani care nu au acces la informații? Ei cum se mântuiesc? Ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Răspuns, Marius. Pentru că noi credem că suntem ego-ul. Alegem eu-ul pentru că ne raportăm la trup și la simțuri. Și până la urmă ne raportăm la plăcere. Diavolul este urmărirea plăcerii peste măsură. Este un eu mai presus de toate. Până nu ne abandonăm pe noi în mâinile lui, nu avem acces la cunoașterea sensibilă, la taine. Trebuie să fii tu întâi înfrânt cu inima și atunci vei cunoaște zeii. Trebuie să fii iubire până la capăt, smerenie, dăruire și atingerea acestor însușiri divine. Asta este credința. Aceste însușiri sunt prezența lui Dumnezeu în sufletul tău. Și dacă El este cu tine, ai toată încrederea că te va ajuta în toate. Omul care nu iubește, nu-L simte în el. Dar fără să fie umil, nu poate să-L simtă pe Dumnezeu. Smerenia Lui este prezența Domnului și credința. Nu putem cu mintea cunoaște cerul, ci numai cu inima iubind. Iubim orice ar fi și dragostea noastră este Dumnezeu. Dar dacă nu-L iubim, nu-L simțim. Este o povestire scurtă. Vine un ucenic la Gandhi și îi spune: Maestre, arată-mi unde este Dumnezeu. La care Gandhi îi răspunde: Lângă orașul nostru este o carieră de piatră, toți cei care lucrează acolo îl cunosc. Cunoașterea sensibilă a lui Dumnezeu nu ține de informație, ci este un contact direct cu El, prin iubire și dăruire de sine desăvârșită. Iubirea noastră este iubirea Lui.
ne mântuim numai prin lepădare de sine. A iubi, a te lăsa pe tine, a te goli de eu, este prezența Domnului. Prezența Lui este conștiința că El este cu tine, în chiar mișcarea sufletului tău de iubire. Devii una cu El, dar nu este o presupunere mentală, ci este o încredere cea mai mare ca dacă tu iubești, El este cu tine și toate vor fi bune cu siguranță. Este cea mai mare siguranță și dovadă că El este cu tine, numai atunci când tu iubești orice ar fi. Omul care iubește nu se simte una cu Divinul și de aceea nu are încredere. Este frică, se teme, se îndoiește sau este răuvoitor. Pentru că nu-și dă voie să iubească. Oamenii nu-și dau voie să iubească pentru că li se pare rușinos și cred că își pierd puterea și autoritatea și controlul. Pentru că știu foarte bine că a iubi înseamnă a te lăsa pe tine, a te jertfi pentru ceilalți, a te supune, a accepta, a dărui continuu. Și asta nu ne convine. Noi nu ne place Dumnezeu și fugim de El cât putem. Noi vrem lumea și fericirile ei, dar când vrem lumescul și umanul, devenim diavoli și nu se mai înțelege nimeni cu noi. Noi, ca să trăim și să fim fericiți, ar trebui să trăim desprinși, pentru că nu aparținem acestei lumi. Noi venim din altă lume și la sfârșit ne vom întoarce tot acolo. Noi petrecem aici un timp echivalent față de infinit, cu o secundă. Deci nu contează. Viața este secundară, sufletul este primordial. Noi nu-L simțim pe Dumnezeu pentru că punem viața pe primul plan când ea este întotdeauna planul 2. Mereu este mult de spus. Citiți cărțile. Întrebare. Ne spuneți în prima carte că trebuie să ne luăm gândul de la trecut ca să ne micșorăm eul. Ce înseamnă asta mai exact? Cum ne influențează trecutul? Răspuns, Marius. Când ne vedem pe noi făcând ceva în trecut sau în viitor, înseamnă un eu care face ceva. Atunci el va chema un adversar, adică ziua de mâine. Nu va fi bună și lucrurile vor merge prost. Nu ne gândim nici la ce a fost, nici la ce va fi. Și dacă nu ridicăm acest eu, amintirile sunt eu și proiectele de viitor la fel. Numai atunci Dumnezeu este și El va face ziua minunată. Dar trebuie să facem acest exercițiu continuu, să fim atenți, să nu ne gândim la trecut sau la viitor. Să uităm, lepădarea de sine să fie desăvârșită. Și atunci avem toată siguranța că Domnul este cu noi și totul va fi bine. Unde este eu și numai eu, nu este Dumnezeu. Și atunci lucrurile se vor termina prost. Nivelul de abandonare de sine dă cum ne va fi viața. Odată l-am întrebat pe Domnul spunându-i ființă. Ce trebuie să fac tu, ființă? Trebuie să mă abandonez tot timpul? Și el mi-a răspuns. Da, tot timpul. Și toată natura și blocurile și cerul s-au înclinat în fața lui cu umilință. Întrebare. Să ne abandonăm și să lăsăm toate grijile noastre în mâinile Domnului. Cred că asta este o adevărată eliberare a sufletului. Răspuns. Așa este. E cea mai reconfortantă stare liberatoare pentru că eliberarea este de condamnare și învinuire, de a-i judeca pe ceilalți. Și când atingi această stare și nu mai vezi niciun rău sau vinovat în lume, te cuprinde o bucurie și o fericire trainică, care durează. Apoi în exterior îți va veni ceea ce ești tu în interior. Și dacă în tine este numai iubire, din față va veni tot așa. Dacă știm lucrul acesta, de ce nu am vrea să avem o viață frumoasă? Întrebare. Citesc prima carte, fascinantă. Nu mă pot opri din citit. Întrebare. Chiar nu e bine să intervenim? Dacă ne vedem proprii copii că sunt preocupați de material, să nu le spunem nimic? Citesc din prima carte a ta. Să lași lumea în pace, să o lasă să fie cum vrea ea, să nu intervii. Răspuns, Marius. Le spunem experiența noastră, dar îi lăsăm să aleagă. Și dacă petrecem mult timp cu ei, ne vor urma, dar vor gândi și singuri.
O să fie următoarea carte despre relații, despre femeie, bărbați, copii și se va înțelege bine asta. Oricum, copiii au programul lor divin și îl vor urma. Dar când îi sprijinim, dar le dăm și libertate și alegere, atunci vor fi înțelepți și independenți. Cum fac păsările, le arată puilor cum se face, îi sprijină, dar nu le dau libertate. În martie cred că o să apară cartea 4. Vedem. Și nu e bine să intervenim atunci și îi dăm Domnului problema noastră și noi o uităm. Și ea se va rezolva în modul cel mai bun posibil. Întotdeauna îi lăsăm lui grijile și așa viața noastră devine minunată. Noi o controlăm și de aceea este un chin, pentru acolo este un eu. Voia noastră care va genera un adversar, o împotrivire din partea vieții. Deci când vrem să se facă voia noastră, putem ști dinainte că lucrurile se vor termina prost. Întrebare. Din experiența mea de viață, mi-am dat seama că totul este scris. Cum mi-am dat seama? Am avut un vis pe la 25 de ani când mi-am pus buiusuioc sub pernă de la părinte, de bobotează. Am visat viața mea destul de mult din ea, pentru că și acum mi se întâmplă lucruri pe care le-am visat. Și acum am 46 de ani. Deci pe un timp destul de lung. Problema este că am visat și sentimentele. Ele se întâmplă întocmai fără nicio marjă de eroare. Atunci unde este liberul nostru arbitru? Există el sau este doar o invenție a noastră a oamenilor? Și mai este ceva. V-am citit cărțile și nu mai reacționez. Știți ce am obținut? O scădere a intensității durerii. De exemplu, dacă mă lovesc din greșeală la cot, să zicem, sau la piciorul patului, la unghie sau la picior, intensitatea durerii este mult, mult diminuată sau uneori chiar inexistentă, deși înainte când obișnuiam să reacționez, durerea era mult mai intensă. Este uimitor acest lucru. Răspuns. Frumos ce spuneți. Marius. La nivelul nostru părem că avem liber arbitru, dar Dumnezeu cunoaște toate alegerile noastre până la sfârșitul veacurilor. Pentru el lucrurile deja s-au întâmplat. Cei care au capacități deosebite se ridică în conul temporal și pot să vadă ce urmează să se întâmple. De ce ați obținut reducerea durerii? Pentru că s-a diminuat ego-ul prin înțelegere. Înțelegerea este ca un reflector pus pe modul lui de a acționa. Dacă înțelegi cum face, nu mai poate acționa. El funcționează numai în ascuns. Cu cât mai mare este observarea tiparilor în viața de zi cu zi la dumneavoastră sau la cei din jur, cu atât mai repede vă veți vindeca destinul și îl veți schimba. Locurile unde nu vedeți ce face ego-ul, acolo vor fi distrugeri mari făcute de el sau suferință, boli, necazuri. Întrebare. Am citit cărțile dumneavoastră și ele sunt un balsam pentru sufletul meu zilnic. Aștept cu nerăbdare pe celelalte pe care le publicați. Întrebare. Cum să pot accepta plecarea din această viață a celor pe care iubesc? Cum să fac să simt că el este bine? Iertare. Sau că a plecat ca așa a vrut. Sau să știu că este bine acolo unde este. Mulțumesc din suflet. Răspuns. Marius. Plecarea celor dragi este voia Domnului. Dacă au fost legați de cele lumești, nu vor putea să urce și vor trăi amplificat toate încălcările porinșilor divine în spațiul de sub cer până la fluviul de gânduri, descris așa de bine de Ilie Cioară în prima lui carte, Moartea, Morții și Desăvârșirea. Dar când în timpul vieții a fost un om desprins de lumea aceasta, dezinteresat de a avea și a câștiga, va avea puterea să urce dincolo de fluviul de gânduri și acolo va uita tot și nu va mai avea nicio legătură cu lumea noastră. Puteți ști unde a ajuns funcție de cât de legat a fost de uman și lumesc. Întrebare. O persoană foarte dragă mie a plecat. A fost și este încă un șoc pentru toată familia. Mă uit la el și nu pot să accept că a plecat. Știu sigur că așa a vrut, să plece. Era atât de obosit și de decepționat de viața asta. A fost un artist, a pictat, a scris, a susținut timp de aproape 30 de ani o firmă în condiții destul de grele sociale și economice din țară.
De obicei simt destul de bine. Acum nu pot și suferința este prea mare. Citesc pe chipul lui liniște, dar asta este atât de înșelător. Nu vreau să vă încarc cu lamentările mele, dar nu am simțit niciodată în viață atât de multă părere de rău. Oare după ce părăsești corpul este mai ușor să treci în fluviul de gânduri? Pentru că atunci când meditez, mi-e destul de greu să fac liniște în minte. Reușesc până la urmă, dar recunosc. Greu. Aș vrea atât de mult să găsesc o metodă simplă de a face liniște în minte și în suflet. Răspuns. Marius. Dacă dumneavoastră vă gândiți la el spontan, necăutat, atunci și el se gândește la dumneavoastră. Dacă însă vă gândiți că vreți, ar fi bine totul să lăsați să urce, să evolueze acolo. Moartea este o mare eliberare și bucurie pentru suflet. Merge acasă. El nu are nicio treabă cu lumea aceasta. Nu aparține ei. El merge acasă. Că dacă tot vă gândiți la el, îl ține jos, legat. Dați-i drumul să se ridice. Este un suflet ca oricare acolo, nu ne aparține nimic. În plus, vă legați mai mult de lumea aceasta. Nu poate fi pe primul plan, este secundară. Am venit aici pentru dincolo. Când ajungem dincolo de fluviul de gânduri, uităm tot, și pe cei dragi. Nu ne mai interesează nimic, dar nimic, ci în față avem un alt orizont și altă viață. Lăsați-l să urce, faceți-i pomenirea lui când trebuie și apoi uitați. Vă faceți rău și dumneavoastră, că apare voia noastră peste voia lui Dumnezeu. Noi nu ne aparținem nouă. Nimic nu este al nostru, nu avem nicio treabă cu nimic. Este doar eul care se manifestă, dar tot ce spune el este fals. Lăsați-l să se întoarcă în iubire. Așa se va eleva și se va elibera din legăturile cu pământul. Sufletul după moarte trebuie lăsat să se ridice, iar noi, prin gândurile și regretele noastre care vin din eu și sunt false, ne opunem ordinii divine și vom suferi. Acolo unde apare suferința, nu este adevărat ce ne spune. Iubirea doar eliberează și nu reține nimic pentru sine. Întrebare. Cine este de fapt diavolul? Răspuns. Marius. Acuzațiile noastre, nemulțumirile, reproșul, condamnarea, cel care contrazice învinuirea, lupta pentru eul mai presus de toate, apărarea, gândurile negative, cel care jignește, umilește, acuză, critică, judecă, sunt toate duhuri ale întunericului, sunt diavolul. Întrebare. Deci conceptul potrivit căruia diavolul ne îndreamnă să fim răi nu prea este adevărat. De fapt, noi singuri alegem calea. Răspuns. Marius. E în noi. Depinde ce gânduri alegem. Aceste gânduri rele sunt duhuri ale întunericului. Noi când, de exemplu, învinuim sau acuzăm, ne spargem singur câmpurile și facem o breșă prin care gândul nostru de supărare cheamă alte duhuri ale întunericului. Și se vede asta când omul pornește cu învinuire și apoi devine din ce în ce mai rău, de nu te mai înțelegi cu el. Noi ne facem rău singuri, îi mai și stricăm și pe ceilalți. De aceea se spune că nu, să nu ucizi, dacă nu îl determini pe celălalt să facă ceva care nu este propriu. Îi simțim. Tot ce ne vine din față vine din noi. Nimeni nu este de vină pentru ce vine din tine, dar în principal egoul este diavolul, adică eu mai presus de toate, eu pe primul plan. Voi continua răspunsul într-o... Întrebare. Ce este acceptarea și ce este neacceptarea? Și de ce nu pot să accept? De ce vreau eu să trăiesc în neacceptare, deși îmi produce numai durere? Mulțumesc frumos! Răspuns. Marius. Comentariile, nemulțumirile, criticile, supărările sunt neacceptare. Reacția, pretențiile, lupta pentru interesul propriu și apărarea înseamnă eu. Adică eu pe primul plan.
Și datorită acestui eu, mai presus de toate, avem toate necazurile din viață. Dacă nu ne deplasăm spre Dumnezeu prin iubire, putem ajunge la El doar prin suferință. Întrebare. Eu totuși nu înțeleg de ce Dumnezeu a ales să avem ego. De ce nu ne-a creat să fim doar iubire, așa cum este El? Pentru ce a fost nevoie de ego cu tot ce implică acesta? Ce rost are să venim pe pământ să fim răi și egoiști ca apoi să fim pedepsiți? Răspuns, Marius. Egoul este o metodă deosebit de rapidă de încărcare cu iubire. Diavolul ca diavolul, dar ce ne facem fără el? Egoul le împarte în bine și rău. Ființa divină vede în rău un mare bine. Răul ne eliberează de ego și avem nevoie, ne curăță sufletul și ne îndreaptă spre divin. Suferința este mântuitoare. Nu există rău în lume decât mecanisme divine de scădere a orgolului nostru. Egoul vede lucrurile așa, dar la divin sufletul este important să fie curat. Venim aici ca să dăruim iubire din prea plinul nostru, dar uităm să ne ocupăm cu adunatul. Dar ambele căi, cu durere sau fără durere, tot acolo ne duc. A nu vedea niciun vinovat și niciun rău în lume este un sentiment foarte liberator. Eliberarea noastră este de condamnare și învinuire. Puterea de a ne judeca dă sănătatea și fericirea, dar și lungimea vieții. Întrebare. Chiar înțeleg că iubindu-L mult pe Dumnezeu ai tot ce trebuie și simți ajutorul divin, dar nu înțeles cum să iubesc pe cineva ce vine beat toată seara și îmi rupe oasele. Cred că nu trebuie să iert că-i blasfemie. Adică eu, cea mai perfectă creație a lui Dumnezeu, făcută după chipul lui, mă las drobită și mi se spune să iert și să nu-l dușmănesc, etc. M-a impresionat tare un domn ce își creștea singur copiii, că nevasta cam rea de temperament îl tot părăsea. Cred cu tărie că Dumnezeu nu îngăduie, fiind un tată bun, una ca asta și să-și bată joc de băiatul lui. Și de Iisus Hristos și-au bătut joc. Îmi vei spune, da, atunci sacrificiul lui a fost zadarnic. Răspuns, Marius. Întâi femeia să nu gândească rău despre soțul ei, ci să respecte și să-l iubească. El o respectă cu iubirea ei față de el și atunci el o va respecta și o va ocroti. Dacă ea nu-l iubește, el o va umili. Rolul lui este să scadă orgolul femeii, care este în stare să ucidă viața. Întâi femeia trebuie să-l atace ca bărbatul să reacționeze. De ce răspunde el agresiv? Pentru că energia femeii este dublă și îi distruge câmpurile, numai prin ură sau reproși, ori comentarii răutăcioase. Când vezi că un bărbat reacționează, înseamnă că femeia l-a judecat înainte. El doar i-a întors ceea ce este în ea. Bărbatul iubește femeia cu iubirea din ea față de el. Dacă întâi ea nu îl respectă și îi sabotează autoritatea, atunci el se va purta urât cu ea. Nimeni în natură nu-și permite asta. Femeia leoaică nu atacă mascul, cu toate că el nu face nimic toată ziua. Nu vânează, doar mănâncă. Femeia vânează și îi aduce prada masculului. El mănâncă primul și toți ceilalți stau și se uită. Leoaica nu poate să-și permite să-și atace masculul, pentru că atunci dispare specia. Bărbatul este cum este sufletul pentru noi. Femeia este trupul, materia, lumea. Niciodată trupul nu poate să-i spună la moarte sufletului: mai vreau să trăiesc 100 de ani. Când sufletul pleacă, s-a terminat cu totul. Deci, dacă în natură principiul feminin respectă cu sfințenie principiul masculin, atunci în lume va fi pace și bună orânduire. Că altfel viața ar dispărea. Când femeia omului se ridică împotriva bărbatului său, femeia este secundară, așa cum trupul sau viața sau lumea aceasta sunt secundare.
nu pot fi pe primul plan. Noi întâi suntem suflet și apoi luăm un trup. Invers nu se poate. Trebuie să respectăm ordinea divină cu cea mai mare recunoștință. Întrebare. Nu e adevărat. Sunt bărbați atât de ticăloșiți încât nicio iubire, o respect nu-i schimbă și cu cât femeia este mai umilă, cu atât el o calcă în picioare. Să vă dau un exemplu. Bunica mea avea 6 copii. Bunicul frumos, antreprenor de păduri din Banat, cu bani de dat la femei, joc de cărți, băutură, pune pariu că și aduce femeia în casă și nevasta lui nu zice nimic. Și a câștigat pariul. Ba a adus bunicii și o fată făcută cu Alda. Bunica era ca un înger, ca o umbră, să nu-l supere și el tot ticălos a rămas. Și leoaica își rănește leul, că e o forță în cazul în care ar fi agresată de alți lei. Deci ceva interes are și ea. Răspuns, Marius. Dacă femeia este smerită de la început, nu va alege un bărbat care să-i facă rău. Nu va face o alegere greșită. Dacă nu este așa, ea va alege pe acela care să poată să o deranjeze cât mai tare ca să-i taie orgoliul. Cum e femeia, așa este și bărbatul ei. Orgoliul femeii, pentru care în spate o energie dublă, atacă universul și de aceea este micșorat în felul acesta. Întâi ea trebuie să fie aprigă, ca apoi să aleagă singură un bărbat, care să o dezamăgească continui să-i facă rău. Ne uităm la bărbat și știm cum este femeia lui. Dacă bărbatul o înconjoară cu dragoste și respect și nu știe ce să facă ca ei să-i fie mai bine, este pentru că așa este soția lui. În momentul în care femeia îl va iubi orice ar fi, atunci Dumnezeu îl va schimba pe bărbat și îi va ridica caznele ei. În momentul în care oamenii se smeresc, Domnul le ridică suferințele. Soluția este întotdeauna mai multă iubire, dar noi facem invers, nu mai dăruim deloc. Și apoi ne plângem că lumea este rea. Da, este rea, pentru că noi nu o mai iubim destul. Nu o alimentăm cu energie. Întrebare. Cum se procedează atunci când un băiat adolescent nu mai vrea să fie prezent în familie, nu îl mai atrage școala, chiar acum când ar fi momentul să dea tot ce e mai bun? Este în clasa 12-a. Ne spune că nu-l mai iubim și vine târziu acasă. Nu-l mai interesează absolut nimic. Soțul nu-i mai spune nimic, l-a lăsat așa. Eu mă frământ și pentru băiat și pentru faptul că soțul nu discută cu el. Dacă nu l-aș suna în fiecare dimineață, nu știu dacă s-ar trezi să meargă la școală. Cere bani pentru note mari luate pe teste la care nu a învățat. Cum pot proceda ca mamă în această situație? Ce am greșit? Ce pot să fac? Am încercat și cu vorba bună și prin constrângeri care au rezultat pe termen scurt. Întotdeauna l-am îndreptat către școală și i-am arătat aspecte negative de evitat, dar se pare că el chiar prin nepăsare se îndreaptă spre acele aspecte mai puțin de dorit. Nu pot să-l las așa, ce pot să fac? Prin unele comportamente am dat de înțeles că l-apreciez, dar pentru faptele bune, nu și pentru cele mai puțin bune. Iar cele bune sunt din ce în ce mai puține. Răspuns, Marius. Părinții le spun copiilor ce este bine sau rău din experiența proprie și apoi le spun, acum alegi tu. Și îi lasă să aleagă și face asta de când sunt mici. Atunci ei poate vor greși de multe ori, dar vor învăța că părinții îi sfătuiesc bine. Poate ascultă, poate nu, dar important este că ei devin responsabili. Când îi lăsăm să aleagă, devin oameni maturi și cumpătați. Că dacă au ales greșit, au văzut că au suferit. Și acum se poate face asta. Acum putem să-i lăsăm lui Dumnezeu și El îi va regla. Că oricum ei vor face ceea ce este în programul lor să facă, chiar dacă noi îi obligăm să facă altceva. Nu o vor face bine și până la urmă vor intra pe traiectoria pregătită de divin. Vor face ceea ce este în destinul lor.
Deci le spunem ce este bine și rău din experiența noastră și îi lăsăm să aleagă. Apoi le spunem că îi susținem indiferent ce aleg. Dacă vor alege greșit, se vor lovi de greutăți, dar greutățile îi vor învăța. El are nevoie de greutăți și provocări. Deci, a lăsa să aleagă singur e cel mai bine și ar fi mereu în spatele lui un sfat, cu un sfat sau ajutor. Apoi, de ce este el așa? Mama a avut critici față de soț în timp, nemulțumiri, comentarii interioare și astea sunt comportamentul dezinteresat acum al soțului și al copilului. Soția ar trebui să-l respecte și să-l ajute pe soț, orice ar fi. Și atunci, nici soțul și nici copilul nu vor mai putea să greșească. La amândoi este doar o reacție de apărare, care arată comentariile mamei. Opriți-vă din nemulțumiri și doar stimulați partea frumoasă a oamenilor, a soțului și a copilului. Că în fundal toți oamenii sunt una și cum ne comportăm acasă, așa ne comportăm și în altă parte. Deci trebuie schimbată atitudinea față de orice om. Când mama va fi în ordine, atunci toți ceilalți intră în armonie de sine, de la sine. Atât de importantă este femeia sau mama. Întrebare. De multe ori am judecat și pe soț și pe copii din dorința de a fi bine și de a nu suferi și de a reuși în viață. Aș mai avea o întrebare. De ce este băiatul atras de jocuri? De multe ori, în loc să învețe, se refugiază în jocuri, iar soțul preferă să stea mai mult la serviciu decât să vină acasă. Nu-i mai critic, dar îmi doresc o schimbare care nu apare. Nu știu să le arăt copiilor cât de mult îi iubesc, chiar dacă le oferim condiții foarte bune de trai, la nivel spiritual mă simt detașată de ei. Nu simt o căldură deosebită față de ei. Cu toate astea, sufăr foarte mult când îi văd că nu ascultă de noi. Ce pot face? De ce sunt așa și cum pot lucra cu mine în acest sens? Cum pot să iubesc mai mult sau nu este bine nici prea multă dragoste? Și încă o întrebare. Este normal să-i ținem din scurt la această vârstă, în sensul că nu-i dăm foarte mulți bani pe mână și luăm telefonul seara la culcare? Răspuns. Marius. Este într-adevăr mai greu acum. Ar trebui ca părinții să petreceți timp cu el mai mult și cu încetul va începe să vă asculte. Că el are nevoie de căldură și ajutorul părinților. Iubirea înseamnă să vă sacrificați timpul pentru el. Să petreceți timp cu el. Multă dragoste posesivă nu este divină. Ca dragostea divină eliberează doar, nu constrânge, nu amenință. Prin joc se opune la constrângeri. Îi spuneți ce este bine și de ce, după care îi spuneți și cum alegi că e viața ta. Lăsați-l să hotărească singur și aveți încredere în Dumnezeu, chiar dacă va suferi. Greutățile vieții îl învață și îl maturizează. Îi dau măsură, bună cântărire. Ca asta trebuie să-i dați, libertate să aleagă. Ca să simtă singur responsabilitatea pentru deciziile lui. Nu-l mai cocoloșiți și acum decizi singur. Este foarte important. Chiar dacă nu va ajunge bine în viață, lăsați-l să-și câștige singur înțelegerea. E cea mai prețioasă și cea care îl face om responsabil. Nu meseria, ci maturitatea, înțelepciunea e cea mai prețioasă. Nu mai gândiți dumneavoastră pentru el. E timpul să-și ia viața în mâinile lui. Dar și soțul și băiatul fug de critica dumneavoastră. Lăsați armele jos și opriți-vă să mai gândiți ceva rău despre ei. Și ei se vor schimba. Femeia are energie dublă față de un bărbat. O femeie este egal cu doi bărbați. De aceea toate religiile lumii au trebuit să îi limiteze puterea și să o supună. Ea când se ridică împotriva bărbatului, se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și reacția lor asta arată. Apărare. Cu cât reacția lor este mai puternică, adică soțul nu vine acasă și băiatul se joacă, cu atât mai mult trebuie să vă opriți comentariul negativ. Vine din dumneavoastră când vă veți supune bărbatului și îl veți aprecia și iubi așa cum este, că dumneavoastră l-ați ales și vă veți supune lui,
atunci armonia va veni în familie de la sine. Soluția este numai la mamă. Bărbatul este doar oglinda. Te uiți la reacția lui și știi cum este soția sa. O să fie o carte. Deja este. Cu subiect femeia, bărbatul și copilul. Mulțumesc. Întrebare. Băiatul, văzând că nu avem nicio reacție nici eu, nici soțul, vine din ce în ce mai târziu acasă. Pare că deja a stabilit un traseu. Sunt zile în care nu-l vedem, doar vorbim la telefon. Dimineața, dacă răspunde, dacă nu, prin mesaje. La școală are note de trecere, mai puțin la limba română și matematică. Vorbește foarte rar sau deloc cu noi și are un anturaj pe care nu-l cunosc și nu vreau să știu nimic despre el. Procedez la fel, adică renunț la critici și gânduri negative, parcă nu mă lasă inima să-l las așa. Mulțumesc de ajutorul dumneavoastră. Răspuns, Marius. Dacă reacționați, se va împotrivi și va face tot ce vrea el. Dacă nu reacționați, va face ce vrea el. Deci tot acolo ajungeți. Liniștiți-vă și rugați-vă la Dumnezeu. Vorbiți cu Dumnezeu și spuneți-i: Doamne, nu știu ce să fac. Ajută-l, ajută-mă cu un sfat că eu nu știu. Și veți primi o îndrumare, o liniște, o înțelegere, o cale. De mult trebuia să petreceți mult timp cu băiatul, să-i fiți alături, să-l îndrumați discret, dar și să aleagă că să devină responsabil. Acum ori vă liniștiți și lăsați pe Dumnezeu să rezolve, că oricum numai el poate schimba lucrurile, ori stați de vorbă cu băiatul și exprimați îngrijorările dumneavoastră și ale tatălui, cum ați vedea lucrurile, unde duce anturajul, care sunt riscurile și ce se va întâmpla după terminarea școlii. Întrebați-l ce vrea să facă, ce meserie. Îi spuneți ce e bine, ce e rău, aveți discuții măcar săptămânale. Spuneți-i cum ați vrea să fie, întrebați-l de ce face asta, ce responsabilități preia și el. Nu i-ați dat responsabilități în casă? Antrenați-l la spălat, la curățenie, la cumpărături, la reparat ceva. Dați-l la un sport de echipă ca să învețe să se ajute. Chemați-l să vă ajute, stați cu el, dar eu vă spun doar din experiența mea. Nu sunt vreun pedagog sau altfel. Aveți o zi pe săptămână în care el să spună ce obiecții are și dumneavoastră la fel. Și să stabiliți soluții de urmat. Lipsește destăinuirea și punerea problemelor pe masă și încercarea de a le rezolva împreună. Mulțumesc!